Găsit, domnilor. Și, domnilor, în această noapte termometrele vor înregistra valori pozitive de la 0 și până la 7 grade. Mâine, în cursul zilei, se pot înregistra maxime cuprinse între 5 și 16 grade. Vor mai fi ploi locale de-a lungul zilei. Pe alocuri se pot acumula în jur de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în zona montană înaltă, posibil și în regiunea nordică a Moldovei, vor fi precipitații sub formă de lapoviță, dar și în soare. Mâine vântul va avea intensificări, în special în regiunea sud-vestică a țării. În capitală, temperatura aerului mai coboară puțin față de astăzi, 12 grade va fi maxima zilei, însă cerul se menține acoperit de noi, va fi vreme închisă și va ploa de-a lungul zilei. Vântul va avea o prezență moderată. Temperaturile mai coboară puțin joi, atunci când vor fi maxime de la 5 și până la 14 grade. Din nou vor fi posibile ploi, în special în regiunea sud-vestică, în zona centrală, pe arii mai restrânse în rest, dar la peste 1500 de metri, la munte vor fi condiții de lapovițe din soare, la fel se va întâmpla și în regiunea subcarpatică a Moldovei. Vântul va avea o prezență moderată. În capitală vremea continuă să fie mai rece, în, spre sfârșitul săptămânii, 10 grade va fi maxima zilei de joi, cerul va fi acoperit de nori și din nou vor fi condiții să plouă. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!